Cristina Ich și Alex Pițurcă și-au achiziționat două mașini în valoare totală de 250.000 de euro. Cunoscuta influencerița a mers să-și ia în primire noua bijuterie pe patru roți, fără iubitul ei însă. Cristina și-a comandat un Mercedes GLE model 2021, iar fiul lui Victor Pițurcă a mers pe un model mai elegant, un Mercedes S2021. Cum a ajuns la reprezentanța auto, influencerița a rămas impresionată total de cele două autoturisme, în special de cel al iubitului ei, de care a precizat că este mult mai frumos decât al ei. Cristina a recunoscut că, deși îi place mult mai mult mașina lui Alex, nu îi se potrivește. Mercedesul frumoasei șatene a fost decorat cu fundiță, iar în interiorul bolidului de lux a așteptat-o un buchet cu flori colorate. Mama, îmi place când îți face ceva nou. Gata. Asta e mașina lui Alex, dar nu a venit încă să-și... Doamne, e divină mașina lui Alex. E mult mai frumoasă decât a mea. Dar na, mie nu mi se potrivește modelul ăsta deloc. Dar lui da.